Salutare tuturor, Bogdan Goga este numele meu, iată-ne la un nou podcast Kinetodidactica. Astăzi discutăm despre un subiect mai puțin discutat. Discutăm foarte des despre scolioză, dar nu discutăm despre ce presupune scolioza din punct de vedere psihoemoțional. Alături de mine este Monica Ciucă, psihoterapeut și psiholog. Bună, Monica! Bună, Monica! Are un impact emoțional scolioza? Are. Pentru că ne gândim la coloana vertebrală. Ne gândim că e ceva ce ține de coloană, ce ține de aliniamentul coloanei în spațiu. De ce ne-am gândit la impactul emoțional? De ce ar trebui să luăm în discuție? Pentru că scolioza, ca diagnostic, vine întotdeauna cu consecințe în viața adolescentului, total neașteptate. Modificarea programului, exerciții, foarte mult pierde adolescentul control pe viața lui personală, invadarea intimității, corset. Mm. Și atunci poate fi asimilat unui șoc, un șoc emoțional, cel puțin în primă fază. Da. Care poate fi gestionat dacă adolescentul are resurse și dacă a avut trăinuite, reziliența, complianța la stres, sau care poate să îl copleșească, cel puțin la început, în anumite situații. O să ne referim în această discuție mai mult la adolescenți, pentru că știm că asta e cam cea mai des întâlnită formă a scoliozei, scolioza idiopatică adolescentină. Și eu m-am lovit de foarte multe ori cu părinți care nu știau încotro să o apuce, pentru că au primit un diagnostic de scolioză, care poate ce li s-a explicat așa fugitiv a fost că copilul lor are coloana strâmbă. Pe mine personal, folosirea acestui cuvânt îmi dă o stare de revoltă, nervozitate și multe alte sentimente, nu știu exact cum să le descriu, dar ar trebui să folosim cuvinte de genul? Vine din lipsa de informare. Așa cum există foarte multe mituri urbane despre ce înseamnă scolioză, care sunt urmările scoliozei, ce va putea sau nu va putea face un adolescent, care sunt cauze, și aici intervine de multe ori auto-învinovățirea familiei, adolescentului. Lipsa de informare poate afecta sau poate agrava mai mult starea emoțională. Și aici e foarte important să pledăm pentru o bună informare, pentru educarea pacienților în aceste aspecte. Folosirea unor sintagme de gen coloană strâmbă, spate strâmb și așa mai departe. Sunt etichete. Aceste etichete, exact. Sunt etichete. Etichetele întotdeauna deformează. În viața omului? Da, etichetele întotdeauna deformează. Fie că îți spun că ești chior, că ești strâmb, că ești șașiu, că șchiop. Întotdeauna suntem încă în etapa în care imaginea de sine este încă în formare. Feedback-ul din exterior este extrem de important și cel mai important, nu ne-am creat încă suficient de bune filtre, astfel încât să putem discrimina între o informație reală, coerentă și o etichetă. Și atunci vin toate avalanșă peste mine și pot ajunge eu, adolescent, să mă identific cu aceste etichete. Din adică păcate. E perioada când te formezi, nu? Și îți formezi această imagine de sine, emoțională, fizică, din toate punctele de vedere. Și m-aș întoarce un pic la ce ai spus tu, sentimentul de vinovăție. Și cred cu tărie că tocmai lipsa informării corecte duce la acest sentiment, nu? Știm că scolioza nu este cauzată de cum stai în bancă, de cum ții ghiozdanul, de cum mergi, de că te miști, că nu te miști. Scolioza, într-un alt podcast, domnul doctor Alexandru Teori spunea, dacă cineva ar ști cu adevărat de ce apare scolioza, da, ar fi mult mai bine pentru noi, pentru toți, dar nu știm. Și atunci cred că
această presiune pusă din exterior, nu? Păi ai făcut scolioză că n-ai stat drept. Avem nevoie să căutăm vinovați. Uh-huh. Întotdeauna când trecem printr-un distres, printr-o situație de criză, prin ceva ce pare copleșitor sau prea mult să putem mesteca din prima, căutăm vinovați. Și ne e ușor să căutăm, depinde de experiența anterioară din viață, putem să căutăm în exterior, e de vină tata că nu m-a dus cu mașina sau e de vină învățătoarea că le-a dat prea multe cărți în ghiozdan sau sunt de vină eu pentru că n-am făcut sport sau pentru că am stat nu știu cum sau pentru că am avut curiozitatea de câteva ori lucrând în cabinet cu adolescenți să-i întreb: de ce crezi tu că ai scolioză? Cele mai năstrușnice răspunsuri le-am primit, printre care unul: pentru că din când în când îi vin pe mami și pe tati și stau mai mult și mă joc pe PlayStation. Ok. Copiii au încă gândirea magică. Dacă suntem la perioada aceea de preadolescență, apar aceste explicații oarecum fantastice, dar care pentru ei fac sens, pentru că, la fel ca și noi, și ei au nevoie să găsească un vinovat, o explicație, un sens, o cauză, pentru că ne trebuie sens. Câteodată e mai greu de acceptat că nu știm o cauză, nu? Decât să fie o cauză, indiferent de cât de fantasmagorică poate să fie ea. Și de aceea ajungem să credem diferiți specialiști care ne oferă o explicație, nu? Da. Dar poate acea explicație nu este relevantă. Și am auzit la teorii în cariera mea despre cauzele scoliozei nenumărate. Tratamentul scoliozei nu este un tratament nici ușor, nici de scurtă durată. Ce, din experiența ta, ce putem să transmitem oamenilor care ne urmăresc, care să-i ajute să se țină mai mult de el? Pentru că asta e una din dificultăți. Tot vorbim despre complianță la tratament, despre a se ține. Poți să faci cel mai bun tratament, cea mai bună fizioterapie, cel mai bun corset, dar dacă poți să ai cel mai bun corset, dacă nu-l porți, nu o să te ajute, o să lucrezi cu cel mai bun fizioterapeut, dar dacă nu faci exerciții pe care ți le recomandă, nu o să ai rezultate. Am discutat la un moment dat cu un adolescent în cabinet care refuza total corsetul, spunând din start că oricum n-are niciun sens, oricum n-o să aibă finalitate bună și n-o să-l ajute. Și am spus, ok, ai o altă opțiune, există o altă variantă mai eficientă, mai viabilă, tu ai din ce să alegi, ok, asta nu e bună, avem alta mai bună? Păi nu. Ok, știi sigur, ai experimentat asta și știi? I-ai dat măcar o șansă? Poate peste 3 ani, 4 ani, când o să vezi că lucrurile s-au agravat, n-o să regreți momentul acesta în care, din diverse motive, din lipsă de motivație, din încăpățânare, n-ai încercat? Singura șansă pe care specialiștii ți-o arată că poate funcționa? În momentul în care le întorci întrebările lor, în loc să-i spui fa asta sau fa asta, încep să se gândească și să vadă că, de fapt, ei fac alegerile și că de ei depinde. E foarte important să conștientizeze că de ei depinde. Adică dacă am sistematiza ce ai spus tu, să răspundem cu o întrebare, nu cu o amenințare, la modul, dacă nu faci, o să ajungi la operație. Sau dacă nu faci, o să ai un spate urât sau whatever. Da. Amenințări există. Sau cea mai des întâlnită, nu sunt asta. Cea mai des întâlnită, îți spun eu care este dacă nu faci terapie și nu îndrepți scolioza, o să ai dureri de spate toată viața ta. Și știm astăzi că nu există conexiune între durerea de spate și scolioza. Adică, ce înseamnă conexiune? Nu avem cauzalitate directă. Doar după anumite grade avem studii că scolioza ar putea impacta durerea de spate, dar după am și întâlnit și din experiența mea și am citit și numeroase articole care vorbesc că nu avem o diferență față de populația care nu are scolioză, dar este o amenințare, nu? Este o amenințare și cum știm că adolescenții sunt în etapa în care au nevoie de libertate și să spargă reguli și să încalce limite,
nu face decât să îl întărească și mai tare în a fi împotriva ceea ce îi comunici. E mult mai eficient să-i spui, ok, tu vezi lucrurile așa, hai să vedem care crezi că sunt consecințele, ești conștient că faci tu alegerile acestea, ce crezi că se întâmplă dacă alegi așa, ce se întâmplă dacă alegi altfel. Dacă rămâi în rolul acela neutru, el are mult mai multe șanse să intre în contact cu el și să facă niște conștientizări și ulterior niște alegeri. Dacă eu mă duc în rol de bau-bau, autoritate despotică, el o să se apere și o să se închidă. Sunt mai multe șanse să facă asta. Și din experiența ta, pentru că te leagă o experiență cu adolescenții cu scolioză și pe noi, pentru cei care nu știu, ne leagă o relație de câteva tabere Scoli Camp, în care am învățat foarte multe lucruri, eu unul personal, de la tine. Am învățat împreună. A? Ok, mă bucur să aud. Ce reprezintă corsetul pentru o adolescent sau un adolescent care trebuie să-l poarte? Cum îl percepe? Inițial, este ceva ce mă limitează, ce mă presează, ce nu mă lasă să mă mișc, ce îmi pune o etichetă, din nou, socială. Ulterior, în tabere, am lucrat mult pe a înțelege că e un alt partener în echipă. Da. Și că rolul lui este să ajute, chiar dacă pe moment pare deranjant, supărător, el are un rol extrem de eficient în tot parcursul și ne ajută exact ca o pastilă amară. Nimeni nu are o plăcere când trebuie să înghiți o pastilă cu gust amar. Dacă știu că mă ajută, încerc să o folosesc. Și metafora asta am folosit-o și cu adolescenții în tabăra, în Scoli Camp. Și mi-aduc aminte că spuneau, da, de fapt, stai, că pe mine tot timpul mă obligau să iau și îmi spuneau că e bună și nu era bună. Apropo de experiențe anterioare, apropo de scenarii legate de încredere și neîncredere în relația cu autoritatea, cu adulții, dacă vin și spun, ok, ai dreptate, nu e ușor să porți corset, e foarte dureros, cel puțin la început te deranjează, ți-e cald, nu respiră pielea, te irită, te doare, te presează în părți în care nici nu credeai că te poate presa, îți mută efectiv părți ale corpului. În momentul în care validezi și normalizezi lucrurile astea, se simte înțeles, se simte ascultat și e mult mai dispus ulterior să te asculte și el pe tine. Dacă îi spun, asta e, n-ai ce face, nu mă interesează, poartă-l. Da. Trebuie să-l porți 23 de ore, n-ai pauză, nu mă interesează. Nu e ușor să poarte corset și nu e ușor. Așa este, aveți dreptate, nu e ușor deloc, dar vă ajută. Și evidence-based, bazându-ne pe experiența anterioară, am văzut rezultate de la purtarea corsetului și atunci asta ar fi bine să ne motiveze, să îi motiveze. Da. Și mai duce cu discuția la conștientizare. Din punctul meu de vedere, actorul principal în acest proces este pacientul. Și toți cei din jur trebuie să-l ajutăm. Să-l ghidăm. Cu ce știm noi, cu ce suntem noi pregătiți. Dar, de fapt, ține de el. Îmi place adesea să le spun la început, mai ales dacă sunt niște copii, adolescenți mai mici, le spun, sunt convins că părinții tăi, dacă ar putea, ar face ei în locul tău terapia sau ar putea corsetul, dar din păcate nu se poate chestia asta. Cum facem sau ce gânduri ai tu despre conștientizare ca să fie făcută într-un mod care să nu aibă un impact atât de mare? Conștientizarea scoliozei sau urmărilor ei? A scoliozei. Mă întorc la educare și la disponibilitatea de a-i explica la nivelul lui de dezvoltare ce înseamnă. Fie că mă așez și iau o coloană 3D și îi arăt, dar îi vorbesc și despre modul în care afectează toate acele rotații și curburi
tot ce se întâmplă cu corpul lui, sau pot să merg inclusiv pe exemple concrete ale altor copii cu care am lucrat, dar au nevoie să înțeleagă. Să nu uităm că ei n-au noțiuni de fiziologia corpului, de anatomia corpului, da, de respirații 3D și de tehnici parapsihologice pe care voi le faceți. Nu au, nu le înțeleg. E foarte important să-i ajutăm să înțeleagă atât cât pot ei. Orice lucru care devine cu sens este mult mai ușor de integrat. Asta ni se întâmplă și, mi se întâmplă și mie, asta ți se întâmplă și ție. Normal. Odată ce pare că are sens ceva, e mult mai ușor să mă descurc cu el. Și dacă înțelegi de ce-ul din spatele lucrurilor pe care trebuie să le faci, le vei face și te vei ține de ele, nu? Da, asta mă ajută să fiu persistent, consecvent în ceea ce urmează. Pe de altă parte și faptul că este totuși un orizont limitat de timp. Este mult mai ușor când îi spun unui copil care trece prin etapa dificilă de adaptare la corset să-i spun, ok, te doare și o să fie disconfort, dar disconfortul este pentru o lună, pentru o lună jumate, ulterior o să te obișnuiești cu el și o să fie parte din tine. Da. O să-l porți o perioadă limitată de timp, nu este ceva ce va rămâne pentru totdeauna. E mult mai ușor să gestionez, că știu că e pe perioadă limitată. Da, ce pentru mine a fost câteodată paradoxal, așa, că unii copii, mai ales când l-au primit și după, la nivel declarativ erau vreau să scap de el, să-l arunc, de-abia aștept să scap de el, să-i dau foc, să-l arunc, la cu noi, să nu-l mai văd. Și când a fost momentul, a venit momentul să scape de el, păi nu mai vreau atât de ușor, adică nu erau, gata, ok, hai, nu-l arunci, nu-l arunci. Parcă l-aș mai por, da, știi, eu aș mai vrea să dorm cu el, eu aș mai vrea să... Pentru că, slavă Domnului, intervine obișnuința. Pentru că corpul și creierul are capacitatea de a se adapta la foarte multe presiuni și provocări cu care ne confruntăm. Pragul senzorial crește, intervine obișnuința, ulterior, pe măsură ce lucrez și văd că funcționează, capăt mult mai multă încredere și apreciere pentru același corset pe care vroiam să-l arunc și mă atașez. Da, mi-aduc aminte într-o tabără, o fetiță a primit în prima zi corsetul. Era primul ei corset. Și de unde există un proces de adaptare care, să fim cinstiți, nu avem neapărat relevanță de ce este acest proces de adaptare, adică porți o oră, îl dai jos, începi, după două săptămâni să dormi cu el ca să ajungi după testul și așa mai departe, el a pus pe ea și a stat tot timpul cu ea. Și noi eram, wow! Și chiar țin minte că discutam atunci cu Jolt, dacă să-i spunem, ok, puteți să-l mai dai jos, că ai orele, știi, programul e așa, sau să o lăsăm așa. Și decizia a fost ok, să o lăsăm așa, să vedem. Să-l dea jos când simte nevoia și nu l-a dat jos deloc. Ceea ce eu am rămas atunci, wow, stai, care-i treaba aici? Aici a intervenit foarte mult efectul de suport al grupului. Foarte mult. Nu mai sunt singură în orașul meu cu ce mă confrunt. Sunt împreună cu o grămadă de alți copii care fac același lucru. Mi-ar fi mult mai greu să mă duc la școală în fiecare zi dacă m-aș duce doar eu cu profesorul, pentru că toată lumea se duce la școală, nu prea comentez că mă duc la școală. Da. Deși poate nu-mi place la clasa întâi sau pregătitoare. Nici mie nu mi-a plăcut. Sunt multe lucruri pe care le fac mai ușor, tocmai pentru că toată lumea le face. Și atunci, în Scully Camp, normalitatea era să porți corset. Da. Și pentru că normalitatea era să porți corset, ei s-a părut de la sine înțeles să facă și ea același lucru. Uitându-se la celelalte, văzând că se descurcă foarte bine. Pe de altă parte, probabil că avea resurse emoționale foarte bine structurate și poate că era pregătită deja emoțional. Știa că urmează să vină corsetul, n-a fost așa o surpriză scoasă așa din sacul moșului de Scully Camp. Da. Și atunci poate unul din lucrurile care noi am putea să le facem ca fizioterapeuți este în locul în care noi lucrăm
să încercăm, tocmai să ajutăm acești copii să identifice un alt copil cu scolioză, corset. Uh-huh. Pentru că, ok, într-un oraș cum e Bucureștiul, nu e chiar dificil să faci acest lucru. Sigur că da. Dar mă gândesc că într-un oraș mic, cum e Sinaia, sau în mediul rural, pentru că incidența scoliozei, dacă e să ne raportăm la diferite statistici, este de 2-3% din populație. Dar nu 2-3% au nevoie de corset. Deci nu 2 copii dintr-o sută poartă corset. Pare să că 0,3% au nevoie de corset și 0,01% o să aibă nevoie de intervenție chirurgicală. Și atunci avem 3 copii din 1000 care o să poarte corset. Și atunci nu-i tocmai ușor să, în medii mai mici, să găsești. Dar, din punctul meu de vedere, slavă Domnului, la asta ne ajută social media, poate să ne ajute. Nu? Și social media, dar în cabinet, în cabinetul vostru de terapie, sigur, în momentul în care vine cineva care urmează să poarte corset, poți să pui o programare astfel încât să fie după cineva sau înainte de cineva care poartă deja corset. Da. Nu e nevoie decât de 10 minute de a le face cunoștință. Uite, este Maria și Ana, faceți cunoștință, Maria poate îi povestești un pic, uite, tu porți deja corset, poate îi povestești puțin de experiența ta. Sunt mult mai multe șanse să creadă, să asculte și să se simtă înțeleasă de cineva care trece prin exact aceeași tip de experiență. Și aici tu ești doar un facilitator al întâlnirii, dar care contează extraordinar de mult. Deci să ne folosim de puterea exemplului. Super. Aș încheia cu, spune-ne, cea mai frumoasă amintire a ta din Scully Camp. E grea asta, a? Sunt multe, dar întotdeauna ziua de final a taberei, în care fetele veneau și ne transmiteau feedback-uri despre ce a însemnat pentru ele. Ultimul barometru, așa îi spuneam. Corsetul pe care scriau fetele, feedback-ul scris sau îmbrățișările de la final făceau toată tabăra să fie, să plec într-un picior de acolo. Era extraordinar acele momente. Super. Monica, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația de a discuta acest subiect. Mare drag. Și vouă vă mulțumesc. Așteptăm diferite comentarii, întrebări la discuțiile noastre, nu numai la aceasta. Și pentru alte materiale de genul, urmăriți paginile noastre Kinetodidactica de Facebook, Instagram și YouTube.